iar autoritățile sunt în alertă maximă mai ales că la sfârșitul acestei săptămâni se desfășoară trei festivaluri de muzică pe litoral și în capitală stăm în aceste momente de vorbă cu Ramona Tabija, directorul Agenției Naționale Antidrog aflată în platoul știrilor pe 1. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Înainte de a vorbi despre ceea ce urmează să se întâmple la festivaluri, pentru că am văzut și captura de ieri, aș vrea să vorbim puțin despre acest caz al fetiței de 3 ani. Cum a fost posibil acest lucru în opinia dumneavoastră? După cum bine știți, și specialiștii Agenției Naționale Antidrog periodic ies și fac astfel de comunicări. Drogurile nu au miros, nu au gust. Ele poate fi foarte ușor disimulate în alte produse pe care persoanele, inclusiv copiii, le pot comercializa și aici ne referim la dulciuri, prăjituri, bomboane e, și probabil că în cadrul anchetei nu se neglijează acest aspect. E, tocmai de aceea trebuie să avem foarte mare atenție e, unde merg copiii noștri, mm -hmm. pentru că vorbim și de festivaluri, e, ce fac, cu cine interacționează și să ne învățăm copiii că nu trebuie să accepte de la alte persoane pe care nu le cunosc, chiar și dacă le cunosc, Produse pe care să le comercializeze, pur și simplu. Din informațiile pe care le mai avem, și noi pe surse, reiese că micuța de 3 ani ar fi mâncat o prăjitură care conținea astfel de substanțe interzise. Mama este cetățean olandez, este posibil să fi cumpărat din Olanda o astfel de prăjitură? că colegii noastră? de la poliție, nu vor exclude și procurorul de icot, nu vor exclude nicio variantă. Așa cum am spus, au existat și astfel de cazuri, și ne aducem aminte de cazul copiilor din regiunea Moldova care au consumat dulciuri, bomboane, da? Uh, mai avem cazul persoanelor adulte care au fost la o petrecere în vâlcea și au consumat prăjituri. Deci există și această posibilitate și sunt convinsă că la finalul anchetei se va stabili cu exactitate modalitatea prin care această substanță a ajuns să fie consumată de micuță. Care sunt riscurile? Cât de mare este impactul pentru un copil de 3 ani să consume chiar și accidental astfel de substanțe interzise? Pentru copil așa mic, clar este un impact foarte grav, dar să știți că pentru orice persoană, impactul consumului unei substanțe despre care nu ai cunoștință sau pe care o consumi pentru că e alegerea ta, poate fi și poate duce chiar în, la deces. Să nu uităm că aceste substanțe creează niște reacții în organismul nostru. Și nu vorbim doar de drogurile ilicite, putem vorbi inclusiv de medicamente. Și știm bine că avem o statistică, una din cinci persoane ajung în serviciile de urgență ca urmare a consumului abuziv de medicamente. Medicamentele, în combinație cu alcoolul, în cazul adulților sau la adolescenți, pot provoca la fel ravagii, din toate punctele de vedere, nu doar fizic, ci și mai ales uh, psihic. Și ne uităm uh, puțin uh, și la aceste festivaluri care încep încă de astăzi și în capitală și pe litoral, uh, și am văzut uh, captura de ieri uh, doi uh, cetățeni care au uh, avut asupra lor 7,5 kg de droguri destinate exact pentru astfel de festivaluri. Tinerilor care merg în astfel de zone, întrebarea este cât de mare este totuși riscul, pentru că avem acest caz, dar cu siguranță pe piață sunt droguri. Drogurile sunt peste tot, în viața reală, dar și în mediul online. Tocmai de aceea, la nivelul Ministerului Afacelor Interne, avem un, păstrăm un echilibru între prevenire și combatere. Într-adevăr, a fost un succes al colegilor de la BCCO și al procurorilor de ICOT. Ne bucurăm că aceste substanțe nu au ajuns în festivaluri. Există risc, tocmai de aceea Agenția Națională Antidrog este prezentă în festival pentru a oferi consiliere la punctele de prim ajutor sau la punctul de informare ANA, unde cei care vor să iau o pauză de la festival, nu neapărat că au consumat alcool sau că au consumat alt tip de substanță, pot, se pot retrage uh, și se pot hidrata. Pentru că cel mai important este consumul de apă la astfel de evenimente. Și să nu uite că amintirile cele mai frumoase ți le amintești și le și împărtășești cu cei dragi a doua zi. Bun, dar în opinia dumneavoastră, pentru că am văzut de fiecare dată după ce s-au încheiat aceste festivaluri, au fost foarte mulți tineri care au reușit totuși să se drogheze la astfel de festivaluri. Și întrebarea este, vin deja sub influența unor astfel de substanțe interzise sau reușesc într-un fel sau altul să-și le procure din acea zonă a festivalurilor? În urma evenimentelor cu public numeros de anul trecut, Specialiștii Agenției Naționale Antidrog au uh, efectuat un studiu uh, și au, el a fost dat publicității de altfel și așa cum a rezultat, uh, 35% dintre persoanele care participă la un astfel de festival, nu neapărat în România, dar cele intervievate, uh, au declarat că au consumat la un moment dat în timpul vieții un anumit tip de drog ilicit. Uh, cel mai, uh, dacă vreți, segmentul de vârstă cel mai predispus este vârsta de 22 de ani. Uh, cele mai consumate sunt cannabis, cocaina, uh, ecstasy, dar și uh, medicamentele. Uh, de asemenea, consumul de alcool este uh, de luat în seamă în cadrul acestor evenimente, iar majoritatea dintre ei au declarat că consumă în spațiul intim înainte de a participa la un astfel de eveniment. Tocmai de aceea, la nivelul Ministerului Afacelor Interne, s-a luat în calcul o analiză a acestor evenimente și în funcție de festivaluri, dispozitivele Ministrului Afacerilor Interne sunt constituite în așa fel încât nu doar participanții la festival, dar și cei din proximitate să fie în siguranță. Și totuși, cum reușesc anumite persoane să introducă astfel de substanțe interzise dacă vedem că toate forțele sunt mobilizate? Adică se introduc înainte, se... cam care ar fi uh, procedura? Imaginația este bogată, sunt tot felul de scenarii ca în orice tip de uh, încălcare a legii, ca să spun așa, doar că uh, ce nu știu cei de la festival este că și colegii de la poliție, de la jandarmerie, au uh, parte de traininguri din ce în ce mai des și astfel se formează profesional pentru a fi cu un pas înaintea lor. Ne spuneați despre profilul consumatorului, consumatorului care participă la astfel de festivaluri și spuneați că media de vârstă este undeva între 20 și 35 de ani, cei de 22 de ani fiind cei mai predispuși. Vorbim totuși despre persoane adulte care în teorie au discernământ. Ce îi determină pe acești oameni să consume droguri. Dorința de a profita la maxim de aceste festivaluri, de a avea cât mai multă energie, de a nu lipsi nicio clipă din, de la acest, acest eveniment. Din păcate, dacă vorbim de această captură de extezi, știm că, de, cum să spun, efectele acestui drog se instalează. În maxim o jumătate de oră, și nu durează mai mult de 2-3 ore. Tocmai de aceea creează, se creează foarte ușor această dependență, pentru că îți dorești să consumi din ce în ce mai mult. Și care este drogul cel mai consumat în cadrul unor astfel de evenimente? În general, sunt cele care îți oferă această falsă energie, care te fac să uiți de somn, să fii din ce în ce mai prezent teoretic, pentru că practic în interior tu nu o să ți mai amintești niciodată de ce ai fost prezent la acel eveniment. Și aici în această categorie, într adevăr, este și aceste uh, medicamente pe care dumneavoastră le aveți aceste substanțe pe care le aveți pe ecran, acest extazii, cocaină și în general, v-am spus uh, substanțele care potențează oarecum uh, energia. Mai sunt aceste tipuri de droguri denumite cristal. Um... Care este efectul acestora? De ce sunt, sunt droguri sintetice? și care sunt riscurile? Sunt drogurile sintetice, sunt noile substanțe psihoactive sau fostele etnobotanice, dacă vreți. Sunt uh, niște droguri făcute în laborator, care sunt foarte ieftine, pentru că conțin tot felul de substanțe pe care cel care le consumă nu are de unde să le bănuiască. Reamintim tuturor că consumul de substanțe în România este interzis, dar nu se pedepsește. Într-adevăr, deținerea în vederea consumului se pedepsește dar și aici există posibilitatea de a accepta includerea într-un program în urma evaluării, astfel încât, dacă ți dorești schimbarea, specialiștii să te poată ajuta. Și eu, pentru că am început cu acea fetiță de 3 ani care a ajuns la spital după ce accidental ar fi consumat cannabis, întrebarea este, acum, dacă ne uităm în rândul copiilor cât de scăzută este vârsta celor care ajung să ceară ajutorul și au consumat droguri? Dacă vorbim de drogurile ilicite, luate conștient, ca să spun așa cu ghilimele de rigoare, vârsta medie de debut este de 13 ani. Sunt și cazuri punctuale, așa cum a fost și acest accidentale, dacă vreți, pe care le tratăm individual. Dacă vorbim de alcool și de tutun, vârsta scade în jurul vârstei de 10 ani, din păcate, și tocmai de aceea încercăm să venim împreună cu membrii Consiliului Științific din cadrul Agenției Naționale Antidro cu programe pentru, pe această linie de tutun de, și de, combaterea, de prevenirea consumului de tutun și alcool, pentru că sunt foarte nocive pentru copii și de asemenea pentru avem programe și ne dorim să dezvoltăm discuții vis a -vis de suplimentele alimentare sau de medicamentele pe care le consumă copiii, fie că au prescripție medicală, fie că nu. Și o ultima întrebare și un răspuns pe scurt, vă rog, până acum, din datele pe care le aveți, din studiile care au fost făcute, centralizările care au fost făcute, câți dintre români au consumat droguri și dacă numărul acestora este în creștere sau în scădere comparativ cu anii anteriori? Avem datele oficiale spun că 16% dintre persoanele cu vârste între 15 și 65 de ani au consumat cel puțin o dată. Nu vă ascund faptul că în acest moment în România, Agenția Națională Antidrog efectuează două studii, studiul în populația școlară, în cadrul adolescenților, dar și studiul în populația generală, astfel încât la finalul anului să venim cu date foarte concrete. O particularitate, dacă vreți, în acest an la Ministerul de Interne am luat hotărârea ca acest studiu să fie pe fiecare județ în parte și pe fiecare sector în parte, astfel încât autoritățile locale să-și adapteze uh, programele sociale și medicale la comunitatea pe care o gestionează. Mulțumesc tare mult pentru prezența. Așadar, ce este important să reținem este că veți fi prezenți la aceste festivaluri suntem unde vedem că și traficanții de droguri au un interes foarte mare și ei vor să fie prezenți. Suntem în sistem integrat alături de poliție, de jandarmerie, de celelalte structuri ale Ministerului Afacelor Interne și suntem acolo nu ca să vânăm uh, oamenii care vor să petreacă, ci ca să ne asigurăm că ei vor petrece în siguranță și vor ajunge în siguranță acasă. Și un alt aspect important, aveți și apă potabilă pentru cei care sunt la acest festival, pentru că da. știm că este nevoie de hidratare Stimbă. foarte multă. Atunci când persoanele își doresc să se hidrateze, la cortul Ana pot veni și să primească apă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, Ramona Dabija, director Agenția Națională Antidrog.